Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a Accentelor puse pe cultură, aici la Profil Cultural, la Transilvania Channel. Bine v-am găsit, nu ca o sincronizare a momentelor pe care le traversează Biserica acum, postul Sfintelor Paști, ci ca pe o asumare a unei probleme atemporale a spiritului nostru. Astăzi vom dezbate problema învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Sigur, trecând prin perioada jertfei și pătimirii, ediția din această dupămasă, în cadrul Profilului Cultural, nu este una atipică. Am dezbătut de atâtea ori probleme teologice pe care ni le-am asumat. Ediția din această dupămasă îi are ca invitați pe părintele profesor Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și pe deja cunoscutul Luigi Bambulea. Bun găsit și bine ați venit în cadrul Profilului Cultural. Bun găsit. Bine v-am găsit. Sigur, cultură și teologie, două linii paralele prin care spiritul se înalță deasupra temporalului, sparge linia orizontului și ajunge undeva acolo unde tânjește de atâta vreme. Tema învierii lui Hristos o găsim dezbătută în Evanghelii, în Sfintele Evanghelii, dar o găsim dezbătută și la Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 15. Sigur, tema poate să cuprindă două ramificații importante: învierea lui Hristos Dumnezeu și învierea omului. Ce credeți, părinte profesor? Putem să vorbim astăzi despre teologie ca formă de răspândire a adevărului prin mass media și care credeți că este impactul la telespectatori, la omul modern, la unul contemporan, la omul zilelor noastre? Înainte de toate, aș vrea să vă felicit pentru emisiunea pe care o faceți și dacă spun vă felicit, în parte am răspuns la întrebarea pe care mi-a spus-o, s-o cotesc o întrebare vitală pentru timpul pe care îl trăim, pentru societatea contemporană. Teologia nu este numai importantă pentru mass media și teologia nu este numai, să spunem, un depozit. Ea a început de mult să fie un depozit pentru mass media de informație, dar teologia este o coordonată a societății noastre, o coordonată vitală, o coordonată de viață, o coordonată a filozofiei, a crezului, a modului de a te raporta la eternitate, la divinitate. Așadar, societatea de astăzi și mass media nu poate să facă abstracție de teologie, nu poate să neglijeze teologia, nu poate să neglijeze verbul teologiei, nu poate să neglijeze impactul pe care teologia, religia, ca să folosim un termen general, îl are asupra societății, asupra omului societății, mai ales a celei în care noi trăim, a societății moderne sau postmoderne, cum adesea este caracterizată. Așadar, teologia poate fi un factor, să zicem, de coeziune a societății. Teologia poate să fie un factor care adună în sine diferite aspecte ale vieții sociale, cărora le poate oferi un răspuns, cărora le poate oferi o soluție. Uitați-vă dumneavoastră câte lucruri, câte aspecte ale societății noastre nu rămân fără o soluționare astăzi, mai ales în ceea ce înseamnă omul, tânărul mai ales de astăzi, copilul de astăzi, dar omul în general, ancorat în eternitate, ancorat în veșnicie. Mai puțin știe omul de astăzi că destinul final al lui este veșnicia, este ancorarea în veșnicie și că în această ancorare în veșnicie el trebuie să-și desfășoare zi de zi viața, existența. Știe mai puțin acest lucru. Ori teologia este chemată să dea un răspuns aceste aspirații, să zicem, a omului și din acest punct de vedere, mass media, televiziunea poate să joace un rol important, dacă nu decisiv, și să știți că chiar a început în ultimul timp să se arate acest aspect.
Noi am reflectat de multe ori în emisiunea noastră la aspecte de natură teologică, la probleme de natură teologică. Spuneați că ne-am asumat astfel de dezbatere, am vorbit uneori despre îngeri, am vorbit despre dogmatica lui Ioan Damaschinul, nu, o dezbatere foarte fertilă și provocatoare din multe puncte de vedere și cu nivelul ei de dificultate teologică. Am discutat despre înviere în urmă cu un an. Am discutat chiar și probleme culturale dintr-o perspectivă teologică atunci când l-am analizat pe Dostoievski și când am vorbit despre legenda Marelui Inchizitor, nu, poemul lui Ivan Karamazov. Sau atunci când am văzut în sensul ultim al culturii. Am văzut și o destinație de natură teologică sau oricum spirituală, dar exact în emisiunea despre pe care dumneavoastră o invocați, am amintit și faptul că în ultimă instanță cultura se verifică cu ceva superior ei. Inclusiv de pildă la nivel mitologic, fiindcă mitologiile sunt religii, dacă vreți, religii laice sau revelate într-un sens mai puțin deplin decât cel al unei religii, nu? Inclusiv la nivelul mitologiilor, vedem acest mod de a le verifica printr-o teologie revelată. Această teologie revelată, iată, este aceea a bisericii în cazul acesta. Eu aș vrea să vă spun ceva, să îmi permis să spun următorul lucru. Cultura este o parte teologie. Clar, pentru că la început a fost cultul. Teologia, știți pentru ce? Teologia, luată ca definiție, da, este vorbirea despre Dumnezeu. Sau vorbirea cu Dumnezeu. Orice element al culturii, orice explozie a culturii, orice segment al culturii. Al culturii autentice și sănătoase. Absolut, al culturii autentice, sigur, nu este nimic altceva decât o exprimare a prezenței lui Dumnezeu în creația lui. Așa orice... este, pentru că divinitatea trebuie adusă prin cultură la materialitatea perceperii, ca mai apoi, meditând la aceste forme ale datului în cultură, să ne îndumnezeim, să ajungem la acea formă de spiritualitate care ne scoate din zoologie, din biologie, dacă vreți, așa mai departe. Dar, sigur, începutul pare că ne-ar duce din intersecție pe un alt drum lăturalnic. N-aș vrea să ne depărtăm și v-aș propune să revenim la tema pe care am anunțat-o deja telespectatorilor noștri și aș vrea să revenim la pericopele evanghelice, să le luăm mai întâi pe acestea și mai apoi să vedem și cadrul în care este descrisă învierea la Sfântul Apostol Pavel. Ce credeți că se poate reține esențial? Ce elemente esențiale am putea reține din pericopele evanghelice? Înainte de toate, aș vrea să accentuez un lucru, și anume, noi când spunem că vorbim despre înviere, ne exprimăm impropriu. Și anume, despre înviere noi nu știm mai nimic. Sau chiar nimic. Despre evenimentul în sine al învierii noi nu cunoaștem nimic. Noi știm numai elemente legate de arătările Domnului înviat. Învierea ca fenomen universal, învierea ca fenomen al istoriei sau ca eveniment al istoriei, nu poate fi descrisă, deci învierea, nimeni n-a sesizat-o, niciun evanghelist, pentru că nimeni n-a fost martor acolo. Este imposibil să spui ceva despre învierea ca act în sine, învierea lui Dumnezeu în momentul în care, într-adevăr, El depășește granița morții și revine, în termeni teologici spus, revine la viață. Dar ce știm noi și ce au consemnat evangheliștii nu e nimic altceva decât lucruri legate de apariția sau de arătarea Domnului înviat. Și arătarea Domnului înviat în diferitele manifestări ale Lui ca Domn biruitor al morții conține, să zic, arătarea sau arătările conțin elemente din care putem să definim ce înseamnă învierea ca fenomen universal, ca fenomen al istoriei sau putem, mai precis spus, să definim consecințele învierii asupra întregului univers. De aceea aș vrea să mai precizez încă un lucru. Primii trei evangheliști, cunoscuți în teologie și în termeni de specialitate, evangheliștii sinoptici, adică cei care se aseamănă foarte mult pentru telespectatorii noștri care poate știu mai puțin elemente de această natură. Deci primii trei evangheliști sunt interesați, într-adevăr, în redarea evenimentelor legate de arătările Domnului înviat, de precizarea învierii, să zicem, sau a prezenței lui Iisus înviat în istorie ca un fenomen istoric. Așadar, sunt interesați de definirea aspectului istoric al evenimentului, ca să spunem așa, al învierii.
Ioan Evanghelistul, autorul Evanghelia 4, trece dincolo de acest fenomen și el nu mai este interesat de a descrie învierea. Chiar dacă acum folosim cuvântul înviere și vorbim despre înviere, dar cu ghilimele de rigoare pe care le-am precizat înainte, Evanghelistul Ioan este interesat de efectul cosmic sau de consecințele cosmice ale învierii. Consecințele învierii asupra, ca fenomen sigur, asupra întregului univers. De aceea Evanghelia 4 este definită o evanghelie teologică și de aceea evanghelistul sau autorul Evanghelia 4 este numit teologul. El definește fenomenul, ca să spunem așa, sau episodul Hristos în istorie dintr-o perspectivă a simbolismului, dintr-o perspectivă a semnificației teologice, dintr-o perspectivă a reflecției mesajului Hristos în istorie. De aceea noi vorbim despre înviere, trebuie în mod neapărat să vorbim despre arătările Domnului înviat, diferitor persoane, apostolul sau altor persoane, și de aici să extragem mesajul învierii sau învățătura legată de mesajul învierii reflectat în viața bisericii creștine, în viața bisericii primare și de atunci în istorie până astăzi în viața bisericii vieții contemporane. Plecând de la spusele dumneavoastră că învierea, momentul învierii nu a fost observat de nimeni și doar învierea descrisă prin cei cărora Hristos Domnul li s-a arătat după înviere, mă duce cu gândul la o întrebare pe care n-aș evita a vă adresa. Care ar fi atunci semnificația învierii dacă momentul n-a fost consemnat și învierea o cunoaștem, o percepem, o putem înțelege doar din martori ai ei? Din fiecare relatare a evangheliștilor cu privire la vreo arătare a Domnului înviat, putem să scoatem în evidență sau putem să accentuăm mesajul fiecărei arătări. Spre exemplu, dacă ne oprim la evanghelistul Matei, el este singurul care spune sau care pare a spune ceva legat de ceea ce a însemnat evenimentul învierii în sine. El este singurul care dă câteva elemente, care dă câteva amănunte, dar nici el nu vorbește direct despre învierea ca eveniment în sine. Iată ce consemnează evanghelistul Matei în ultimul capitol al Evangheliei sale. Zice așa: iată, s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului coborând din cer a venit, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și de frica lui s-au cutremurat străjerii și s-au făcut ca morți. Și îngerul răspunzând a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Avem de-a face cu prezența femeilor minunosițe la mormânt. Observați, evanghelistul Matei vorbește de un cutremur. Numai el vorbește de cutremur la moartea lui Iisus. În momentul în care Iisus pe cruce moare, până că s-a întunecat soarele și pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat, catapeteasma templului s-a sprâșiat în două, cea pânză a templului care despărțea Sfânta Sfintelor de Sfânta, și multe trupuri ale celor adormiți din Ierusalim au intrat în cetate. Observăm că Matei vorbește de un cutremur și la moartea lui Iisus și de un cutremur și la învierea lui Iisus. Nu știm noi la învierea lui Iisus de ce natură a fost acest cutremur. Știm numai atâta că în momentul în care Matei vorbește de un cutremur, îl asociază pe acesta cu prezența îngerului care a venit și a prăvălit piatra, a răsturnat piatra de la ușa mormântului și că străjerii s-au făcut atunci ca morți. Numai Matei redă acest lucru. Ei, ce înseamnă că străjerii s-au făcut ca morți? Nu vom ști poate niciodată, dar această manifestare a lor exprimă ceva din fiorul cu care ei au perceput momentul acela în care Domnul a înviat. Domnul n-a înviat în momentul în care îngerul vine și răstoarnă piatra. Domnul era înviat
Îngerul vine și răstoarnă piatra pentru cei care vor fi acolo, pentru a le arăta dovada învierii, și anume că mormântul este gol. În cazul relatării evanghelistului Matei, femeile menorosițe sunt prezente la mormânt, ele trebuie să vadă mormântul gol, să aibă dovada mormântului gol pentru a se convinge de înviere. Dar numai Matei exprimă acest lucru. Și poate m-a spus, adică faptul că străjerii au fost cutremurați, s-au făcut ca niște morți, i-au simțit ceva din momentul acela care a scăpat relatării istoriei, care de fapt a însemnat învierea propriu-zisă. Știți, poate mă întrebați și o să revin imediat asupra imaginii de mormânt gol. Exact. Știți, poate mă întrebați sau vă întrebați de ce numai Matei sau de ce străjerii cu fiorul lor încă trăit sunt prezenți în relatarea evanghelistului Matei. Știți pentru ce? Străjerii aceia au reușit să ajungă în cetate, că iarăși, v-ați putea întreba sau poate telespectatorii noștri se întreabă, dar de unde știu Matei aceste lucruri? Despre starea străjerilor, despre starea ostașilor. Era vorba de data aceasta nu de soldați romani, este foarte important să precizăm, soldații romani au fost însărcinați cu execuția lui Iisus, după care cu păzirea mormântului, deja cu trupul lui Iisus în el, a fost însărcinată garda de la templu, soldații templului, acea poliție a Sinedriului și a templului. Mormântul sigilat de autoritățile. De autoritățile iudaice. Ei, aceștia vin în cetate, spun despre ce s-a întâmplat și tot numai Matei consemnează acest lucru. Foarte important. Și adunându-se împreună și plecând ele, femeile, iată unii din straje venind în cetate, deci din acei soldați, au vestit arhierilor toate cele întâmplate. Și adunându-se ei împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat bani mulți ostașilor, numai Matei consemnează acest lucru, zicând, spuneți că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Și dacă acest lucru se va auzi la dregătorul, adică la Pilat, noi îl vom îndupleca și pe voi vă vom face fără grijă. Iar ei, luând arginții, au făcut precum au fost învățați. Și s-a răspândit cuvântul acesta între iudei până în ziua de astăzi, adică faptul că Iisus n-a înviat, ci că trupul lui a fost furat. Ei, acești soldați, unul, doi, indiferent câți vor fi fost, vor fi șoptit mai departe în Ierusalim, în mijlocul celor care se temeau de Domnul înviat, ceva din ceea ce au simțit ei în momentul acela în care Iisus a înviat și ei au fost martori la acel eveniment pe care nu l-au putut percepe. Ei, aș vrea să vă spun că aceasta a fost vestea cea mai importantă în momentul respectiv în Ierusalim, nu alta. Lucrul cel mai important pe care Ierusalimul a perceput atunci ca unic în momentele acelea a fost ceva din ceea ce au relatat acei soldați. Ei, aș vrea să vă spun că ei sunt primii martori ai învierii. Ei sunt primii apostoli ai învierii, în mod indirect, așa cum ai spus foarte bine, că ai spus apostoli, în mod indirect. Despre ei nu vorbește nimeni. Dar ei, să știți că sunt sursa indirectă din care Matei, mai departe, a cules informația și a pus-o în Evanghelie. Și cred că era și sursa credibilă din moment ce, iată ce vechi și noi sunt lucrurile, să apelaseră și la mită și la trafic de influență. Acestor elemente pe care părintele le-a sustras, aceste cateheze, de fapt aș vrea să-i adaug ceva legat de întrebarea dumneavoastră și anume de semnificația învierii. Eu văd la câteva nivele posibilitatea aceasta de a vorbi despre semnificația învierii, pe lângă, sigur, elementele esențiale legate de documentul revelat, care este Biblia. Și anume, iată, deci putem să vedem întâi semnificația ca eveniment istoric, dar ca eveniment istoric fundamental, care rupe, dacă vreți, istoria în două, sau care, mai exact, care reunifică istoria de dinainte de cădere și de după cădere. Mai degrabă, sigur, o reunifică. Pentru că înviere este un factor coagulator, deci exact. Al împlinirii unui legământ și al revenirii la împlinirea adevăratei religii a Harului. Ei bine, aceste dimensiuni, dacă vreți, cosmice, universale,
învierii, pentru că iată s-a vorbit de evenimente cosmice care au avut loc, pe cum este, cum a fost vorba de acest cutremur cutremurul de pe Golgota, cutremurul care are loc la momentul în care se dă deoparte piatra de pe mormânt și așa mai departe. Ea și-a adăugat și semnificația de natură profund teologică. Una dintre ele este indicată de acest tremur, de această stare uluitoare pe care o trăiesc acești soldați. Acest fior, Mysterium Tremendum îl numește un mare teolog, această spaimă sacră în fața manifestării puterii lui Dumnezeu. Și în sfârșit aș adăuga și, bineînțeles, această funcție sau, dacă vreți, această semnificație profund morală, care semnifică, de fapt, adevărata noastră înviere. Și de aici probabil că intrăm mai degrabă pe textul de la Corinteni, unde iată că se completează și semnificația morală a învierii cu semnificația ei, dacă vreți, esatologică. Învierea lui Hristos ca o preînchipuire a învierii de apoi și, de fapt, ca garanție a învierii de apoi, a învierii tuturor. Sigur, părinte profesor, v-aș ruga pentru telespectatorii noștri să stăluim puțin și la epistola Corinteni, 1 Corinteni, la capitolul 15, pentru că relatarea Sfântului Apostol Pavel este într-un anume fel elementul din care putem să observăm și aspectul moral de care tu vorbești, de aspectul moral al învierii și, de fapt, de învierea omului ca așteptare în urma învierii lui Iisus Hristos. El făcându-se, de fapt, începătură învierii celor adormiți, dar și șansa învierii noastre fiind. Până să vorbim de modul în care Apostolul Pavel a perceput învierea ca fenomen istoric, ca eveniment al istoriei, dar mai ales consecințele acestui eveniment asupra istoriei și asupra materiei, aș vrea să ne oprim pe scurt puțin la Evanghelia după Ioan, care este o evanghelie eminamente teologică și de aceea și învierea este relatată, încă o dată spun, arătările Domnului înviat, din această perspectivă teologică. Ioan Evanghelistul este singurul preocupat de acest lucru și el relatează, numai el, relatează un eveniment foarte important care a avut loc în seara zilei învierii. Și anume când Mântuitorul Hristos pătrunde cu trupul prin ușile încuiate. M-aș putea întreba acum, sau s-ar putea întreba telespectatorii noștri, când aud acum de pătrunderea lui Iisus în încăpere prin ușile încuiate, dacă nu vorbim de ceva ca o ficțiune. Cum să pătrundă un om, cum să pătrundă un trup prin ușile încuiate. Mai ales că locul sau camera în care apostolii erau închiși era zăvorâtă, pentru că Ioan Evanghelistul și dă acest amănunt, deci erau închiși acolo de frica iudeilor. Și atunci Mântuitorul Hristos apare în mijlocul lor și le spune: pace vouă. Dar există un amănunt aici foarte important pe care îl sesizează, pe care îl consemnează Evanghelistul Ioan, și anume, zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa. De ce le-a arătat mâinile și coasta sa? Pentru că Mântuitorul Hristos a știut cât de greu va fi omului istoriei să accepte învierea ca eveniment istoric. Și atunci Mântuitorul Hristos le dă o dovadă palpabilă, le oferă un argument empiric, le oferă o dovadă care putea să cadă sub simțurile lor și nimeni în acest sens nu se mai poate îndoi. Faptul că evangheliștii sunt convinși de prezența, de realitatea prezenței Domnului înviat, este iarăși consemnat de evanghelistul Ioan în aceste amănunte, în aceste cuvinte amănunt. Și anume spune el: și s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Ioan 20, versetul 20. S-au bucurat ucenicii, spune, văzând că este Domnul. Au rămas în momentul acela impresionați de ceea ce vedeau ca martori oculari. Ei, aș vrea să ne oprim puțin asupra acestui aspect al pătrunderii lui Iisus cu trupul prin ușile încuiate și am lansat de la început nedumerirea care poate să persiste în mințile unora sau în mințile tuturor. Și chiar dacă ar fi această nedumerire sau această întrebare, n-ar greși nimic, pentru că iată, ca oameni ai istoriei, obișnuiți să credem
doar sau să ne oprim asupra realității care pică sub simțuri pe care o putem pipăi, atunci sigur că devine foarte greu să credem ceva ce trece dincolo de simțuri și intră în domeniul credinței sau în domeniul acceptării prin credință. Ei, acest trup înviat al Mântuitorului Hristos n-a fost o ficțiune. A fost o realitate. El a pătruns real prin ușile încuiate, dovadă că apostolii sunt invitați să meargă să-l pipăie, să-l atingă. Se atingă coastă, se atingă mâini, se atingă mâinile, încă trupul lui purta stigmatele răstignirii, rănile din timpul răstignirii. Așadar, nimeni nu se putea îndoi că este Domnul dacă avea șansă sau dacă avea posibilitatea să-l atingă. Întrebarea care se pune este următoarea. De ce natură a fost acest trup al lui Iisus? De a reușit el să pătrundă prin ușile încuiate. Ei, aș vrea să vă spun că după înviere, natura trupului lui Iisus Hristos, materia trupului lui Iisus Hristos, a devenit una înduhovnicită, una spiritualizată. O materie penetrată de energiile Duhului Sfânt și care materie, prin această penetrare a energiilor Duhului Sfânt, a devenit una spirituală. Este posibil, ne întrebăm, să vorbim de o materie spirituală? Nu e cumva un paradox? Păi, haideți să ne oprim puțin sau să mergem puțin spre știință. Noi știm că materia este alcătuită din atom. Da? În cele din urmă nu facem aici o dezvoltare, sigur, din acest punct de vedere. Dar atomul divizat în ultimele lui particule ajunge în foton de lumină. Sau ultimele particule ale atomului divizat, sigur, sunt fotonii de lumină. Deci, iată, materia divizată în ultimele ei particule este un foton de lumină. Deci materia este o lumină. Așadar, este posibil ca materia să aibă și un alt statut decât cel material pe care noi îl percepem aici, pe care îl putem pipăi. Deci nu este nicio greutate ca materia trupului nostru să ajungă în această stare îndovnicită, spiritualizată, da? Adică să ajungă ca și lumina, ca și un corp de lumină. Acesta este, de fapt, trupul nostru. Ei, pornind de aici, și numai Ioan spune aceasta, vedeți, de aici putem să vedem dimensiunea teologică și dimensiunea sau anvergura gândirii teologice a lui Ioan Evanghelistul. Deci el ce face? El vorbește indirect de finalitatea noastră dată în actul învierii. Sau altfel spus, vorbește și precizează finalitatea întregului univers, a întregii materii, această finalitate definită fiind de evenimentul învierii. Este foarte științific. Dacă vreți să ne exprimăm în termeni de astăzi, este foarte științific Ioan Evanghelistul în relatarea evenimentului învierii. Este la îndemâna oricui, el vorbește și pentru omul simplu și pentru omul care trăiește credința la nivel maxim, cât și pentru omul de știință, sceptic uneori și nu greșește. Omul de știință vrea dovezi, vrea argumente palpabile și nu e nimic greu în asta. Așadar, iată, Ioan Evanghelistul vorbește pe limbajul tuturor. Și pornind de la acest aspect al consecințelor învierii asupra întregul univers, asupra materiei, apoi Apostolul Pavel dezvoltă în capitolul pe care, iată, dumneavoastră l-ați amintit, efectul învierii asupra trupului omenesc. Înainte de a trece la Pavel, da, aș vrea și de a lua, de fapt, pauza de publicitate, aș vrea să amintesc și eu faptul că semnele învierii, care sunt, de fapt, semne ale jertfei, ne invocă și acest amănunt al faptului că la înviere se ajunge prin Golgota și că veșnicia de după înviere se vede de pe cruce. Că, de fapt, cel care învie ca urmare a jertfei sale de pe cruce și a încercării de a răscumpăra. Aici este, nu, și celebra lucrare despre răscumpărare și jertfa Părintelui Galeriu, o lucrare pe care vreau să o amintesc pentru că mi-e și foarte apropiat Părintele Galeriu spiritual, dar nu despre asta este vorba, ci de faptul că, iată, împlinirea tuturor jertfelor Vechiului Testament se face pe Golgota. Pavel și vine cu acest argument când le scrie evreilor epistola, spunându-le că jertfele, chiar și prin faptul că le se repetau permanent,
Testament își arătau, dacă vreți, nedeplinătatea lor. Un alt amănunt este dat și la Deuteronom, unde știm că atunci când îi face hainele preotului, îi se pune diadema sfințeniei pe cap, spunând ca ea, spune acolo în Deuteronom Moise, ca ea să fie ca o răscumpărare a insuficienței legii. Iată cuvintele: să faci după aceea o tăbliță șlefuită de aur curat și să o prinzi cu șnur de mătase violetă, aceasta va fi pe fruntea lui Aron și Aron va purta pe fruntea sa neajunsurile prin oaselor afierosite de fiii lui Israel. Ei bine, acum ar trebui să facem o paralelă, o trimitere către, mai degrabă către evrei, către epistola către evrei. Aici este arhiereul Hristos care împlinește, dacă vreți, toate neajunsurile jertfelor lui Israel. E foarte, foarte frumos ce ai spus și aș vrea să remarc lucrul ăsta. Că înviere se vede de la poalele Golgotei sau de sub cruce. Ei, să știți că învierea nu e nimic altceva decât orizontul crucii. Și dincolo de orizont, sigur, totul este deschis. Practic, dincolo de orizont, întotdeauna privirea noastră se oprește la orizont, dar parcă vrea să treacă dincolo de orizont. Și ceea ce privirea caută spre orizont sau în orizont, găsește dincolo de orizont. Noi nu ne vom opri la linia orizontului material, sigur vom transcende în lumea orizonturilor spirituale, dar suntem forțați de o mică pauză de publicitate să întrerupem. Vom reveni. Reveniți după scurta pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, aici la Profil Cultural. Părintele profesor Stelian Tofan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Luigi Bambulea și Ioan Mărginean, tema dezbătută, învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Am rămas, părinte profesor, la momentul în care Hristos, Domnul înviat, a ajuns la apostoli în încăperea cea de sus, ferecată de apostoli refugiați de frica iudeilor, de linșajul public la care ar fi putut fi supuși. Aș dori să aflu și pentru mine și cred și pentru telespectatorii noștri dacă modalitatea aleasă de Mântuitorul Iisus Hristos de a ajunge la apostol prin ușile încuiate era o formă a sensibilizării pentru a-i determina să creadă spre a-i convinge mai apoi. Și cred că întrebarea mea este justificată, având în vedere, cred eu, că Dumnezeu nu forțează spre a ne convinge, ne sensibilizează și respectându-ne libertatea, ne dă mai apoi voie să pătrundem în tainele cunoașterii de Dumnezeu, cunoașterii de noi înșine, în vederea finalității lucrurilor dobândite prin educația în biserică, mântuirea sufletului. Înainte de asta, trebuie să precizăm un lucru. Sigur, întrebarea dumneavoastră este foarte importantă și vizează întrebările multora dintre cei care poate ne urmăresc. Sămătitorul Hristos nu s-a arătat niciodată. Nici un evanghelist nu relatează acest lucru, deci nu s-a arătat niciodată cu scopul de a-și dovedi învierea. Chiar dacă adesea între teologi s-a vehiculat ideea că dovezile sau modul în care Mântuitorul Hristos s-a arătat sunt preocupări ale sale de a își argumenta învierea, statutul de domn înviat și astfel credința în înviere să poată să fie acreditată. Nu. Eu sunt de o altă părere, sunt de o altă concepție. Chiar dacă Mântuitorul Hristos, repet, spre exemplu, a luat pește, a mâncat înaintea lor, etc. Nu, el a avut în vedere altceva. El a știut cât de greu va fi învierea acreditată de om. El a știut cât de greu va fi învierea ca eveniment al istoriei acceptat și crezut de om. De aceea, Mântuitorul Hristos era preocupat mai mult de consecințele învierii asupra omului și asupra universului. Vedeți, el putea să se arate apostolilor și altfel decât provocator. Pentru că arătarea cu trupul prin ușile încuiate a provocat mintea apostolilor. Ba, eu cred că a sporit chiar mai mult, spunem noi, bănuiala lor sau neîncrederea lor. Pentru că la un moment dat, sigur, dacă luăm cazul Toma, dacă Toma este invitat să-i pipăie rănile,
atunci, cum mai este el un trup pătruns prin ușile încuiate? Dacă a pătruns prin ușile încuiate, atunci cum mai poate fi pipăit? Deci, iată, vreau să vă spun că în mintea apostolilor, un astfel de mod de arătare a lui Iisus a avut, zic eu, darul de a crea mai multă confuzie. De a bulversa mai mult. Da, de a bulversa mai mult decât claritate. Cum de altfel s-au și speriat noaptea pe lac când l-au văzut crezând exact. Că fie. Dar Mântuitorul nu era preocupat de asta. Deci Mântuitorul era preocupat de altceva. Să arate dincolo de bulversarea lor, care era firească. Temporară, nu? Care era și limitată. Și da, și firească. Istoriei, generațiilor care vor urma după aceea. Nouă, celor de astăzi. Că noi cei de astăzi nu putem să mergem, să-i pipăim pe Domnul înviat. Și atunci, ce este important pentru noi este să fim convinși de consecințele învierii, că noi trăim astăzi consecințele învierii. Și că învierea Mântuitorului Hristos asupra trupului nostru, asupra istoriei, dă condiția transfigurării noastre și a istoriei în cele din urmă și în acest mod vom putea noi să credem că vom continua să fim veșnici. Adică cu un trup spiritualizat, nu cu un trup material. Da. Și atunci acest lucru a fost în atenția, ca prim element al Mântuitorului Hristos, acest lucru l-a avut el în vedere. Să vorbească omului care vine după momentul acela de consecințele învierii, pe om să-l facă să trăiască ce anume? Starea anticipată a învierii lui. Și anume că el va învia într-un trup asemănător trupului înviat al Mântuitorului Hristos. Și acum putem să trecem la epistola către Corinteni, capitolul 15, unde tocmai Apostolul Pavel vorbește despre acest lucru. Și anume, în prima parte a capitolului vorbește de argumentele învierii, de arătările învierii și argumentele învierii și o să vedem, vorbește chiar de argumente palpabile, care, de argumente istorice, care puteau să fie verificate de către creștinii din Corintul de atunci, de pe continentul nostru. Iar în partea a doua a capitolului 15 vorbește de natura trupurilor înviate și maniera învierii. Natura trupurilor înviate, sigur, a oamenilor și maniera învierii. Este un capitol important al teologiei pauline, un capitol anastasic, am spune noi, cu accentul pus pe înviere și pe consecințele învierii. Și dacă vorbim de înviere și argumentele învierii, iată, Apostolul Pavel vorbește de câteva arătări care nu sunt relatate în Evanghelie. Și una dintre ele este foarte importantă pentru noi. Epistola către Corinteni sau corespondența pe care Apostolul Pavel o are cu creștinii din Corint, de pe continentul nostru, datează de undeva din anii 57-58, așadar undeva la două decenii bune după înviere. Și iată care argument este foarte important. La un moment dat el le spune corintenilor: v-am dat întâi de toate ceea ce eu am primit, și anume ce? Că Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor. Și că a fost îngropat și că a înviat a treia zi, la fel, după cum mărturisesc Scripturile. Iată cât de logic vorbește Apostolul Pavel și simplu în același timp, punând în ecuație logică evenimentul de care el sau asupra căruia el va insista. Și acum urmează ceea ce este foarte important pentru noi. Și că s-a arătat lui Chefa, apoi celor 12, nu știm când s-a arătat lui Petru, când anume, e vorba de arătarea din seara învierii când și el era de față sau o arătare specială. La un moment dat apostolii sunt trimiși ucenici să meargă în Galileea, acolo mă voi arăta și să-i spune și lui Petru. De ce lui Petru? Sigur, aceasta este o altă problemă, de ce Petru intră în atenția Mântuitorului înviat. Deci s-a arătat lui Chefa, fără să știm când, și acum e cel mai important argument, în versetul 6. În urmă s-a arătat deodată la peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până astăzi, iar unii au și murit. Ei, această dovadă a învierii este una dintre cele mai importante post-înviere, din epoca post-pascală. De ce? Pentru că, iată, spune Apostolul Pavel,
câțiva sau o bună parte dintre cei 500 puteau fi consultați. La vremea în care Apostolul Pavel, după două decenii mai bine, scrie această epistolă, vorbind de învierea lui Iisus, el era convins că nu vorbește de un eveniment abstract, nu vorbește de o ficțiune a istoriei, ci că acest eveniment al istoriei poate fi verificat și poate fi relatat. Poate fi istorisit. Dacă cineva se îndoiește, cu alte cuvinte, spune Apostolul Pavel, ia uite, sunt între 500 de oameni care până astăzi există, trăiesc, verificați-i, stați de vorbă cu ei, consultați-i și ei vă vor vorbi despre ceea ce eu vă spun acum, ca realitate a istoriei. Foarte important pentru creștinii din Corint sau pentru scepticii corinteni, obișnuiți cu filozofia vremii, era vorba atunci în a doua jumătate a secolului I, de cele două mari curente filozofice care erau în vogă, stoicismul și epicureismul, care ambele nu profesau realitatea existenței sufletului dincolo de moarte. Deci, gândiți-vă, pe acest fond, Apostolul Pavel vine să vorbească de înviere și de natura trupurilor înviate, adică de niște trupuri spirituale. Și mai departe spune așa, după aceea s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, nu știm iarăși, numai aici avem această mărturie. Unde s-a arătat lui Iacov? Când? În ce context? În ce împrejurare? Ce a transmis lui Iacov? Nici Iacov n-a relatat. Mai departe, deci iată, câte enigme are Noul Testament și poate că odată ne vom întâlni într-o emisiune pe tema enigmelor Noului Testament, sunt atâtea, dar cu profund mesaj pentru noi cei de astăzi. Și apoi spune, mi s-a arătat în cele din urmă și mie. Ca unii născut, adică unii nepregătit cu alte cuvinte, adică asta vrea el să spună, ca unii a spune în versetul 8, iar la urma tuturor, ca unii a născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. Expresia ca unii a născut înainte de vreme vrea să spună că Apostolul Pavel nu era matur exact pentru a putea să primească, să înțeleagă, mai bine zis, acest eveniment sau misterul învierii. Pentru a face trecere la partea a doua a acestui capitol al 15, aș vrea să spun că, să subliniez faptul că, referindu-mă la câteva capitole înainte de acest capitol și de fapt și la ceea ce le scrie Romanilor Apostolul Pavel, vreau să vă spun că e într-o perfectă, dacă vreți, într-un perfect duh paulin, interpretarea conform căreia arătarea semnelor învierii este o garanție a faptului că noi cu aceste trupuri vom învia, pentru că Pavel însuși, într-un moment oarecum de derută și de, dacă vreți, chiar de angoasă spirituală, se întreabă cine mă va izbăvi de trupul morții acestea, în care, deși vreau să fac binele, iată că fac răul pe care nu-l vreau. Dar, și răspunsul de mai încolo, într-o Hristos eu reușesc să mă izbăvesc, pentru că aceia care în Hristos ne-am îngropat cu El, am și înviat. Deci cei care ne răstignim cu El, cu El înviem, scăpând de trupul morții acestea, dar în acest trup pe care îl pneumatizăm, dacă vreți, primul Adam, Adam Cadmon, Adam făcut în a șasea zi a creației, iată, este răscumpărat de cel de-al doilea Adam, care este înainte de primul, pentru că este din veșnicie, ducându-ne pe noi în același loc. Și trupurile consecințe ale învierii, deci trupurile consecințe ale învierii, calitatea lor sau natura trupului înviat este descrisă mai departe în acest capitol foarte, foarte important și exact Apostolul Pavel vine în continuarea celor relatate de evanghelistul Ioan și dezvoltă practic de ce natură sunt aceste trupuri înviate. Parcă explicând cumva sau dacă vreți parcă adnotând pericopa de la finalul Evangheliei lui Ioan. N-aș vrea să ne depărtăm de arătările Domnului după înviere și aș vrea să mai clarificăm două sau trei lucruri. Într-o lume secularizată în care percepția Hristosului înviat e tot mai vagă și mai comentată în sens negativist, aș vrea să vă întreb, părinte profesor, dacă putem vorbi despre Toma în termenul deja acreditat necredinciosul sau am putea să-i spunem prudentul, circumspectul și tot aici legat de arătarea Mântuitorului înviat lui Toma, dacă va trebui să spulberăm, cel puțin pentru cei ce ne ascultă și vor să ne și creadă, acel mit al bisericii care te oprește de la cunoaștere, de la cercetare, de la verificare. Da, sigur. Părinte, aș vrea să vă spun că despre Tom am și scris,
mai multe articole și despre episodul Toma nu ne-ar ajunge nici două sau trei emisiuni ca să vorbim. Dacă tot m-ați întrebat de Toma, aș vrea să vă spun că într-un studiu eu nu l-am numit pe Toma necredinciosul, ci am spus Toma raționalul. Deci Toma n-a fost un necredincios, Toma a fost un apostol rațional. Și iarăși poate vă surprinde sau pe telespectatorii noștri va surprinde ceea ce spun acum, pentru că o bună parte dintre ei se duc la biserică și cred că dintotdeauna au auzit, predicându-se sau spunând, Toma, cel care iată, a verificat învierea, a verificat trupul Mântuitorului Hristos, a pus mâinile în coasta lui, în semnul cuielor, deci aș vrea să vă spun că nu a pus. Chiar dacă Mântuitorul Hristos l-a invitat. Toma nu a pipăit rănile Mântuitorului Hristos. Toma nu a pus mâinile în coasta Mântuitorului Hristos. Și știți de ce? Iată de ce Toma nu este un necredincios. Apostolii în seara învierii, referitor la evenimentul pe care deja l-am amintit și l-am dezvoltat, Toma nu a fost de față. Și atunci apostolii ce au făcut? I-au relatat lui Toma când l-au întâlnit, nu știm când l-au întâlnit, a doua zi sau a treia zi, colegii de apostolat, uite Toma, ți-aducem o bucurie, ți-aducem o veste, și anume că Domnul a înviat. Păi cum a înviat, se va fi întrebat Toma. Păi uite, ni s-a arătat nouă. Și cum vi s-a arătat vouă? Păi uite cum ni s-a arătat. A pătruns cu trupul prin ușile încuiate, noi eram zăvorâți acolo, a pătruns la noi, ne-a spus să ne bucurăm, ne-a invitat să-i pipăim coasta, ne-a arătat mâinile coasta lui, coasta sigur străpunsă de sulița soldatului roman. Și Toma a spus așa atunci, că vi s-a arătat Domnul înviat, că a înviat Iisus? Nu mă îndoiesc. Pentru că Toma însuși, ca apostol al lui Iisus, a văzut învierii săvârșite de Mântuitorul Hristos. A văzut pe fiica lui Iair, l-a văzut pe tânărul din Ain, l-a văzut pe Lazar înviat. Deci pentru Toma nu actul în sine al învierii era greu de crezut, ci ce anume? Modul în care Mântuitorul Hristos li s-a arătat. Și anume să pătrundă prin trupul, cu trupul prin ușile încuiate. Cred că Toma va fi zis, ei, aceasta o accept mai greu. Ca să accepte așa ceva, am nevoie de dovezi. Și atunci exclamă el, dacă nu voi pune degetul meu în coasta lui și nu voi pune mâna mea în semnul cuielor din palma lui, nu voi crede. Și cu această afirmație a lui Toma, unui raționalist, a unui logician, a unuia care a pretins logică în ceea ce se relata și în același timp dovada unui act rațional, dovadă că Toma n-a greșit prin acestea, iată, este modul în care Mântuitorul Hristos i s-a arătat. După 7 zile. Și iată cum. Citesc din Evanghelia după Ioan, din capitolul 20. După 8 zile, ucenicii lui, și accentuez acest lucru, erau iarăși înăuntru și Toma împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. E vorba de versetul 26, la 8 zile după înviere. Haideți să ne ducem în seara înviere, să vedem cum descrie evanghelistul. Fiind seară, în ziua aceea, ușile fiind încuiate, unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Deci exact în același mod îi se arată Mântuitorul Hristos după 8 zile și lui Toma. De ce credeți că exact în același mod? Tocmai pentru a-i spulbera lui Toma îndoiala. Cu și privire, face credibil, da, și pe apostolii care, da, au mărturisit. Cu privire la natura trupului înviat, nu la învierea ca atare. Cu privire la consecințele învierii asupra materiei trupului său. Și anume că după înviere trupul său nu mai era un trup material, ci era un trup spiritual și că materia trupului sau condiția trupului lui material era alta acum după înviere. Acest lucru vrea să transmite Iisus. Nu că a înviat, nu că a apărut din nou, nu că este viu din nou, nu că urmărea să se bucure ucenicii după întristarea avută după evenimentul crucii. Nu. El vrea să transmite altceva, istorie între generații întregi. Și atunci îi spune lui Toma, adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele. Și adu
Îi spune, și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Adică Toma mai avea nevoie de argumente după ce i se arată toate împlinite în a opta zi. Adică tot ceea ce colegii lui de apostolat i-au relatat înainte, că s-a petrecut, aidoma s-a petrecut și cu el. Întrebarea logică pe care ne-o punem și o pun bibliștii, și repet, am scris despre aceasta, este ce sens mai avea ca Toma să mai pipe rănile când toate îndoielile lui erau spulberate de modul în care Iisus i s-a arătat. De aceea Toma nu este un necredincios, ci este un om rațional, un om logic care cere argumente pentru ceea ce, trebuie să creadă. Dar numai puțin, Luigi. Da, ori Iisus vrea să transmită altceva prin episodul. De fapt, Ioan Evanghelistul, prin consemnarea episodului Toma, tot numai Ioan Evanghelistul îl consemnează. Niciun alt evanghelist nu mai consemnează acest lucru. Tot numai el. Pentru că el este evanghelistul mesajului. El este evanghelistul simbolismului. El este evanghelistul mesajului pentru o altă lume, dincolo de înviere. El este evanghelistul mesajului post-pascal al lui Iisus. Și atunci, iată ce transmitea de fapt Iisus lui Toma. Sunt adevăruri ale istoriei pe care nu trebuie să le accepți numai dacă îți cați sub simțul și dacă le poți pipăi. Ci sunt adevăruri ale istoriei în care trebuie să intri, adevăruri spirituale ale istoriei, care sunt adevăruri la fel de valabile ca și cele materiale și în acestea trebuie să intri prin forța credinței sau trebuie să le accepți prin forța credinței. Părinte profesor Luigi, mai avem un minut. În care permiteți-mi să spun că acest tip, Toma până la urmă este un tip evreu, pentru că acest tip de cerere a argumentelor există și în Vechiul Testament. Avram îl întreabă pe Dumnezeu, de unde voi ști că mai ales de vreme ce iată eu nu am fi? Moise spune, bine, mă voi duce și le voi spune lor cuvântul tău, dar când mă vor întreba cine este acest Dumnezeu, ce le voi spune? Care e numele tău? Altundeva spune Moise, eu sunt cel ce sunt. Altundeva Moise spune, dacă într-adevăr am aflat har înaintea ta și ce este colosal Vechiul Testament, arată-mi slava ta, îi spune Moise lui Dumnezeu. Iată, deci că e tocmai un tip evreu și firește din acest punct de vedere și un tip perfect rațional. Chiar pe final, părinte profesor, mă adresez dumneavoastră în mod special, dacă fără înviere întreaga scriptură de până atunci ar fi rămas o simplă poveste și încă una, dacă e învierea gestul ultim al lui Dumnezeu de a răscumpăra omenirea? Nu, nu este ultimul. Urmează mai departe înălțarea Mântuitorului Hristos, apoi cincizecimea, lucrarea Duhului Sfânt în biserică și în istorie. Dar fără înviere, parafrazându-l pe Apostolul Pavel, zadarnică este credința noastră, zadarnică toată osteneala noastră și fără înviere este zadarnică și misiunea noastră. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Cu siguranță sper că e doar un început al unei colaborări fructuoase aici la Transilvania Channel, la Profil Cultural. Îți mulțumesc și ție, dragă Luigi. Părinte profesor, vă dorim sărbători fericite și succes în activitatea dumneavoastră de biblist în Biserica Ortodoxă Română, unul de reputație și anvergură. Aici punem punct ediție din această dupămasă a Profilului Cultural. Dragi telespectatori, până sâmbăta viitoare vă spunem, așa cum vă spuneam altădată, rămâneți în cultură și nu uitați că sufletul culturii este cultura sufletului, încă zile de post fertile pentru mântuirea sufletului și, de ce nu, anticipat vă spunem, Paști fericite! La revedere!